mesaj acum. Și pe ei ar trebui filmat. I-am dat asociația, i-am intrat și pe ei de la față de la ei.
stai un pic. Auzi? Auzi? Stai un pic să-ți spui ceva jos. Stai un pic. Ia și filmează că sunt steagurile și bat clopotele aici pe biserică. Și ce scrie pe ziduri? Ce scrie pe ziduri? Am scris pe ziduri astea aici. Ce scrie? Hai stai că ești tânăr. Băi, mă, dar e nici locul, dă-te-n coana. Uite mai ușor. Dica. Și așa sunt alții. Mariane!
Bravo, domnule. Spanac, am vins. Ia zi-mi ce chestie. Hai, hai, hai. Și bătuți de ofițeri și de oameni în civil. Eu am văzut în față la universitate. S-au furat documente în timpul nopții, pachete de documente care s-au pus în mașini. Dacia 1300, 32B mai mult. N-am putut să descifrez. Una albă și una galbenă, care au plecat imediat. Au fost încărcați. Între ori 5 jumătate au intrat cu mașinile noi puși în basculante. Și acum când am plecat cu elicopterul au tras în noi când eram pe terasă. Prietenul meu era la spitalul Colț, a dus pe mine la mână, e împușcat. Au intrat cu mașinile noi și au tras cu mâna. Culegem care este mai mare în grad ca să putem sta de vorbă. Au intrat cu mașinile noi. S-au furat apă. Am văzut ultimei cu la o mână. Ce a fost? Cine este mai mare în grad trebuie să stea de vorbă că avem pericol. Aflăm în sediul Comitetului Central. Am văzut cu ochii mei aseară. Am văzut cu ochii mei aseară. Vom rămâne suverani și independenți. Am văzut tânăr cum a fost ucis. România. A tras 8 planțe în el și forma venit de la securitate și a tras cu pistolul în cap să vadă dacă este mort. Sângele și creierii și acum îi sunt acolo. Am fost martor aseară la Inter. Când a fost băiatul din Timișoara omorât, cu sângele lui s-a scris brancarde. A fost celălalt medicul care tot la fel a fost omorât. 632 de morți. În clipa în care a văzut, a pus pe noi gloanțele. Pentru ce? Ne aflăm în sediul Comitetului Central. Și cu mașinii noi. De la noi, de la Sibiu, au murit peste 200 persoane. De unde? De la Sibiu. De la Sibiu au murit peste 200 de persoane. Peste 200 persoane au murit. Și la Craiova. De la Bacău. De la Bacău s-au răsculat peste 400 de persoane care din ele au murit 100 și ceva de persoane. Fiecare inclusiv cu minerii din Valea Chiorului, inclusiv cu minerii din Baia Sprie, inclusiv cu minerii din Șuior, toți s-au adunat acolo. Eu sunt din Valea Chiorului, mai rămuri. Vrem să ne organizăm, să facem ceva organizat. Nu vrem acte de huliganism. Vrem ca totul să fie organizat. Asta este, că din păcate cei care au greșit să plătească cum au. Au plătit copiii noștri cum au plătit frații noștri cu sânge. De ce a trebuit să se omoare? Iar cei din rândurile noastre care vor greși vor fi judecați. Noi nu am venit aici ca să devastăm. Dacă nu o să știm să ne organizăm, dacă nu facem în așa fel încât să nu decurgă totul să degradeze, să devină debandadă, pierdem. Degradul asta nu arată de partea noastră. Dați-i drumul! Greșiți de copii! Faceți cordon! Faceți cordon! 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 Faceți cordon! Faceți cordon! Faceți cordon! Vă rogăm frumos! Trebuie să fim foarte atenți cu armamentul și cu muniția. Să nu ajungă pe mâna oricui. Să fie numai oameni responsabili care să nu facă vreun parte cu fereastră, toate ușile, toate rușile. Așa o să facem. Sunt oameni care au băut, să nu ajungă armamentul. Așa este, da. Duc cu doi oameni de sus până jos, adunăm toate cartușile și toate munițiile și vine un pluton de soldați să le ia să-l prezinte la un perfect. Așa este, da. Trebuie să fie reprezentat și din partea noastră. Și din partea
Reprezentanții armate și civili, ce vă rog? Vă rog, 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 vă să faceți ordine. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, stimați tovarăși, da. Cei care merg cu mine, vezi pe E să știți că asemenea lucruri ce nu, face, ajută. Ce face acum? Nu ne ajută. Din potrivă, orice situație. E păcat, nu trebuie să fie. E sare de mașină. Ar fi vreau să păstrăm un document. Prim-ministru, Sofronie și reprezentanții poporului. Domnul Vâlcu. Este un liberalist dintre cei mai mari. Dați drumul imediat! Domnul Vâlcu a fost un primul secretar. Stanța și a fost ministru la... Eu sunt Avrona. Eu sunt Ararache, macedonean. Dacă să vorbim, avem și cunoștință vocă. Tatăl meu a lucrat cu dumneavoastră. Eu te cunosc pe dumneavoastră. Ne-am văzut, da. Ați o memorie de asemenea. Eu eram colonel Bursu Mihai. Fost lucrător în Spania, un frate mort în Spania. Noi am hotărât, că suntem întâi, să nu punem în bunătate de viță. La tribună îl așteptăm de aici. Da, pentru că e corect, eu am făcut ministru și zice să vă luați. Uite cum așa? Situațiile cu măsurile care s-au luat. Măsurile care s-au luat sunt cu totul neadecvate. Nu vreau să spun mai. Însă, sigur că responsabili de asta trebuie să-și dea socoteala. Nu putem însă să lăsăm ca aceste lucruri să se pătrească de fie. Noi avem în țara asta Constituție, avem în țara asta aici, avem forumul Suprem Marea Adunare și eu vă asigur că și în toate forurile astea se vor lua cele mai drastice măsuri împotriva celor care au făcut și au făcut. Însă pentru asta trebuie organizare și ordine. Nimenea nu. Au murit oameni, au fost bătuți în fața noastră oameni. Femei și copii. Vreau să mai spun încă un lucru. Da, și eu sunt un om care am murit de mult. Starea emoțională la ora actuală este atât de puternică încât poate să ducă la greșeli. Nu se mai controlăm oamenii. Trebuie să punem punct. S-a pus mâna pe arme, pentru că ostașii însuși s-ar convins că nu mai cresc rău. Au lăsat armele păstrate. Au lăsat și au plecat. Trebuie curățite armele de către gărzi, trebuie să facem să curățim toate armele. Comandamente în unități unde lucrați. În instituții pe care lucrează, adunate
și ținut era un loc, pentru că arma este periculoasă în condiții actuale. Pe cine împușcăm? Ne împușcăm noi pe noi. Și dezmățul societății. Și să știți că din afară sunt oameni care așteaptă. Asta este un adevăr din ceea ce a spus președintele țării până la ora actuală, cum s-a spus. Însă, trebuie să facem asta într-o ordine perfectă. Avem un comitet central care trebuie să îi spună părere, avem o mare adunare care trebuie să-și spună părere, avem un front al democrației care trebuie să-și spună părere și care împlinește toate chestiile acestea și sigur că toate și telefonul probabil că vor mai trebui completate toate cu oameni. Dar sunt de părere ca, de exemplu, și masă să-și poate pune cuvântul și să-și poate la hotărâri. Și primul ministru care a fost înjosit și trebuia să moară acum câteva luni să iasă să vorbească mult. Un filozof a afirmat primul ministru care a suferit, care a fost bolnav, care a avut emoție cerebrală. Da, sunt noi. Care v-a ascuns și nu v-a dat voie. Asta o știu de mult. Efect. Nu, că nu e vorba de lingușire, că am terminat cu epoca de lingușire. E vorba că trebuie... Am avut multe să trebuie să plecăm de la zero. Trebuie să plecăm de la zero. Să țină masă sub control. Da. Urgent. Și să vă, tovarăși, dacă permiteți puțin, printre toți manifestanții, să știți că Situanșul Verde nu are dreptate. Mare dreptate. Mă lăsați puțin. Printre masele de manifestanți, strecoară și efectiv reacționați. Sau strecoară. Și dacă nu, se strâng toate armele. Sau sunt elemente ale Ministerului Interne care fac intenționat. Da, și am considerat libertatea un dezmăț. Vreți să ne ascultați? După aceea, vreți să ne ascultați? Vreți să ne ascultați? De ce să nu vorbim în democrație? Vreți să ne vorbească? Să știți un lucru. Dacă nu temperăm pasiunile și nu trecem să judecăm capul situația actuală, aducem un daun în țări, vreau să vă spun ceva foarte important. La uzinele Virița Roșie, muncitorii de acolo, 20.000 care vor să vină cu acest, sunt ținuți sub arme. Un simplu telefon al dumneavoastră sau toașul general, dar eliberează și vor veni organizat așa cum au venit. Face acum prietate, fruția mea de telefon la toate... Primul ministru, personal, vă rog, personal. Că nu se cunoaște situația actuală aici. Eu știu exact. Eliberează. Alo. Foarte ori. Lasă puțin. Ce e și fără poliție, cum s-a spus, nu poate asigura ordinea și disciplina și securitatea liniștea fiecare cetățean. La cine e absolut? La fiecare să-și urmeze domeniul care este alimentator. Poștovea, Poștovea, alimentator pentru video. Și unde se găsește? Deocamdată. La ieși în felul unde am plecat. Trebuie să și înțelegem, de-aia trebuie să apelăm la bunul simț al fiecăruia. Bucuria este atât de mare încât nu se pot controla. Însă, sunt unii oameni care au venit aici nu să câștige și să reprezinte oamenii care au fost omorâți și care s-au jertfit să fure, au ieșit cu fel și fel de aparaturi în spate. Nu aceștia sunt oamenii care ne reprezintă pentru ei. Ne disociem de ei total, însă trebuie să îndemnăm la bunul simț și la ordine și disciplină. Pe cei trebuie să-i dăm automat ce s-a întâmplat? Asta să vrem. Ce s-a întâmplat? Am mers până jos cu voi la cabinetul principal. Am văzut acolo a început unii să facă braiști. Fraților, nu e bine. Nu e bine. Și eu vă spun și din alt punct de vedere, nu e bine. Asta a fost un punct de conducere a țării. Acolo găsim multe lucruri, după care trebuie să ne orientăm. Una, în al doilea rând, este istoria noastră. Da. Chiar proastă sau bună, când trebuie să o cunoaștem. Trebuie să o cunoaștem. Ori vandalism, o stamentă asta este vandalism. Nu trebuie promovat. Iar cu emoțiile și astea stăpâniți, și sunteți mai bine, sigur, stăpânițarea și este nu e normal. Eu știu că nu public, dacă spun asta, eu sau altul, care se facă... Da. El să nu ne speriem de un fluier. Veți fi ascultat, dar nu se aude în piață. Toată lumea se plânge că nu se aude, doar în primele rânduri. Nu se înțelege că... Nu știu de unde. Eu vă spun drept. Eu aici am muncit.
N-am nimic. Uite, eu cu dânsul și cu dânsul. N-am nimic. Nici o aparatură în afară. Uitați aici ce este. Telefoane, aparatură și un... Domnule, eu spun așa. Mă rog. Deci n-am de unde să vorbim. A venit televiziunea, am văzut. Da, păi... Dar nu se poate... N-au stadii, n-au stadii. Ce vă rog eu? T-a organizat totuși. Ce vă rog eu acum? Noi suntem în fața unei punte. Problema nu se poate hotărâ sub presiunea masei într-o zi, să știți. Asta este părerea mea. Așa au făcut alții și au făcut niște porcării, că s-au trezit pe mine cu victime. Multe, foarte multe, că nu se spune. Eu zic să nu ajungem asemenea. Asta ar trebui să stăm. Și atunci toate forumurile acestele noastre, în următoarele două, trei zile maxim, că sunt în toate corțurile, se aduce. În afară de aceștia, să spunem, să participe și oameni care au suferit, au luptat foarte bine, nu e nicio problemă să participe acolo și la mine și toate, la Frontul Democrației și la toate celelalte, dar în mod organizat și să hotărâm ceea ce trebuie să hotărâm. De urmă, eu v-am spus și vă spun, am auzit anumite nume de membri ai guvernului. Eu vă spun un lucru. Eu, să știți poziția mea, că-ți cunoașteți, la început cu cine lucrat. Dacă vom face un guvern de intelectuali și de scriitori și de poeți, o să avem poezie în țară. Nu ne trebuie să mâncăm, nu ne trebuie să avem trebuie să avem politicieni, dar să avem din clasa muncitoare, să fie și noi trebuie să știm ce vor masele, jos sunt și prin reprezentanții lor, care sunt doleanțele lor și funcție de acestea. Eu nu spun că nu, că de aceea ne trebuie curba, asta nu se poate face în două minute. În două minute nu se poate face și nici pentru un punct. Toată țara este sub control? Poftiți? Toată țara este sub control în momentul ăsta? Mai sunt mișcări undeva? Sunt toți. Craiova, Timișoara, Arad. Vă spun, vă spun din ceea ce am auzit acum, în ultima clipă. Timișoara, știți? Da. Așa. La Arad, nu sunt sigur dacă este sau nu este, au fost niște lucruri mai mărunte. La Reșița este. La Caransebeș este. La Sibiu este. Iașu. La Iași nu, sunt foarte puține. La Alba Iulia sunt. Maramureș, în Maramureș am auzit acum, nu știu dacă este sau nu este, dar în orice caz s-a vorbit de ea, și Clujul. Deci, mișcarea este cam în toate corțurile. Cu intensitate mai mare, cu intensitate mai mare, dar mișcarea a luat amploare. Asta este problema. Era de așteptat, au așteptat să mă arunc Bucureștiului. Aici era s-a dus în toate țara. Nu înțelegeți și toți problemele. Știi care s-au întâmplat și știi. Deja toate județele, toți comandanții militari, toți ăștia de la Securitate de la Miții au primit dispoziție. Din ordinul meu s-a comunicat la toți să oprește orice ostilitate. Și, din potrivă, să duc și să predau oamenilor muncii. La toată lumea. Am vorbit. Doi. Și mai mult. Toți reținuții care i-au... Acum am dat dispoziție toți ce au fost reținuți. Nu numai azi noapte și lăsați noapte, încât toți să fie imediat eliberați. Numai cei politici. Noi, toate s-a rămut dacă suntem de jos. Dumneavoastră poate le știați și nu puteți să acționați cum erați și cum sunteți acum sus. Oamenii sunt ca niște animale sălbatice, sunt înfometați. Ei nu încetează să-și exprimă vandalismul dacă nu se dă mâncare.
Asta este o problemă foarte... Nu, acesta este... Nu cred, bucuria e mult prea mare în momentul actual. Nu mai trebuie la nimeni mâncare acum. Nu mai există de stul, poate mai există eu și două. Trebuie să reglementăm. Bucuria este atât de mare, că nu îi va trebui și e căruia puțină mâncare când a câștigat libertatea. Spune ce aici. Nu există pâine. Se va rezolva, lumea va răbda ca să se rezolve. Dar nu noi, pâine și pâine. Ești alunat așa. Spune că în oraș nu este pâine. Sigur, adică pâine nu este. Pâine nu este. Nimic nu este. Pentru că de vreo câteva zile s-a paralizat. Da, de timp de chemat la trapezării. Mai trebuie să aveți o producă și alimentare alimentat. Da, nu mai putem cu viața. Dar nu putem. 200 de grame de zahăr. Nu putem rezolva problema. Eu vă promit că acum când debatează tăcărie, eu aș suntem ministri pe asta și știu. Trebuie să fie niște rezerve de pâine acolo. Ca să nu pierdem. Și veche, nu ai cuvinte. Dacă nu-i dai mâncare, te mănâncă în continuu. Așa. Dar nu putem rezolva. Mânca și pâine. Dacă nu se pornește acum, e grav. Corect. Și lucrul cel mai important este să ne organizăm. Așa. Deci să încetăm cu toate acestea, cu alimentele care sunt, adică haosul care e. Central.
atenția, vreau să luăm legătura cu internele. Obligatoriu.
Cunoașteți? Nu
Vine o mașină? A fost pornită de tineri și în acest comitet trebuie să existe numai tineri. Există oameni tineri care au făcut acest lucru, care se poate să înfărtească cu oameni cu experiență, care știu de pe ce vorbă. Rătulesc cu portanța din Cădunicu, muncitor. Nicolescu Ioan, muncitor. Vă rog frumos. Nicolae Nicușor. Neacșa Vasile, ce credeți? Student. Vreau să mai avem încă 5 studenți. Vreau să spun următorul lucru, dați voie să vorbesc. Este nevoie să existe și un reprezentant al presei sau al televiziunii. De ce îl propun pe Vlad Păunescu? Da, da, da. Ca să fie martor la ceea ce se întâmplă. Dați un pic, dați un pic, dați un pic. Că nu e vorba despre noi aici și nici măcar el oricum își face meseria asta. Nu trebuie să-l puneți pe lista aia ca să-și facă meseria lui. Eu o să mă fac pe a mea, eu am să țin ordine afară, fiindcă lumea mă cunoaște și mă ascultă și nu trebuie să fiu aici. Să fie aici cine știe și eu important. Important, cred eu, este ca această nuanță să fie democratică, să trebuie să fie tipologii, așa să vă spun, straturi sociale și libere. Da, avem nevoie de tipologii. Avem nevoie de toate categoriile sociale. Nu mai vorbim toți! Cei 5 tine? Rada Istrat. Nu putem vorbi normal nici noi.
Fără să recunoaștem coloana vertebrală a acestui stat, Constituția și Armata. Sigur, vă rog să mă înțelegeți, nu fac parte din cei care au spus să tragă și cei care au tras în oameni vor răspunde. Însă armata trebuie să fie a noastră și să fie cu noi. Este să se mai trage în... Oamenii care sunt prezenți aici, cadre superioare din armată, și după părerea mea mai sunt încă foarte mulți în armată credincioși, să nu ne apucăm să ne răcuim cu ei. Armata trebuie să-și păstreze structura ei organizatorică, de sus și până jos, și să fie alături de noi. Să apere cazarmele, instituțiile legale ale statului și să fie sprijinită de popor. Fără foc de armă. Dar nimeni n-are voie să cucerească sau să năvălească în unitățile militare. Dacă vom crea acest haos, dragi tovarăși, sau cetățeni, oameni buni, cum vreți, prieteni. Nu-mi imputați mie, pentru că e greu acum să-mi revin, comunist am fost de toată viața mea. Dacă vom crea o asemenea chestiune, va fi o vărsare de sânge, un război fratricid. N-are rost. Vrem o înnoire, să încercăm să o facem și să luptăm pentru asta și vă jur că suntem alături cu ce putem să mai facem noi cei bătrâni pentru asta, dar să o facem în cadrul legii și a ordinii. Să știți că de mult n-am mai fost aplaudat. De mult n-am mai fost aplaudat. A doua problemă. În afară de demonstrații pe care le-am făcut, este bine să ne organizăm în toate întreprinderile productive din România, pentru că nu va dura mult să înceapă un haos economic și să aruncăm cu degetul unul pe altul nevoile care vor apare. Vă rog, uniți! Vă rog, ne-am ales aici un comitet, măcar dar vom să ne înțelegem aici. Trebuie să pornească transportul, trebuie să pornească activitatea economică.
trebuie să funcționeze rețeaua comercială. De-astea toate au nevoie de producție. Și dacă activitatea productivă încetează și se va prelungi, dragi oameni, cetățeni, să știți că nu există un Mafalda care să rezolve problema. Atunci, dacă suntem aici și am vorbit treaba asta, înseamnă că ne asumăm o răspundere. Și dacă vom merge pe neîncredere reciprocă unul față de altul, o să ajungem să ne suspectăm, să ne suspiciu, să ne scoatem ochi. Vor veni oameni noi, nu trebuie uitat nicio privă pentru ce s-a întâmplat asta. Legea înseamnă păreri diferite. Legea înseamnă respectarea părerilor, convingerilor politice și filozofice. Funcționarea liberă a tuturor acestora, așa cum este Constituția Republicii Socialiste România, că așa ne numim. Vrem ca din punctul acesta de vedere, între fapte și vorbe, să fie concordanță, pentru că nu legile noastre, după părerea mea, sunt trei. Este tocmai ceea ce invers nu s-a respectat. Intervenare. Au venit procurorii. Vedeți această chestiune, pluralismul ăsta. Am început acolo într-un fel, aici într-un fel, în piața cealaltă într-un fel. Nu e bine. Există un nivel de emanare a ideilor centralizate. Da? Thank you.
Iar împotriva armatii, dacă cineva este să sară muncitori în apărare și să creăm încă o dată coloana noastră, Constituția, Repetuma și Armata. Deocamdată. Domnul Verdes, o singură obiecțiune pe care vă rog să o... Următorul rând, liniște! Liniște! Garanția ca șeful securității sau Ministerului de Interne să ducă la televiziune și să dea ordin pe toată țara ca unitățile de securitate să se retragă. Fără această obiecțiune nu se poate. Să se predea! Mă rog, dacă, tot să predea. Dacă m-ați ales aici și să intrăți în listele trage, să nu mă mulțumesc! Mai spate, mai spate! E să ai la telefon să vină cineva. Care ce face? Liniște! Ne stătune! Faceți mă liniște! Păi... E la telefon! E la telefon! Păi cine spune aici a venit un zvon sau ce este că acolo se luptă? E Telex. Deci unitățile armatei luptă. Nu se poate. Unitățile armatei luptă. Tancuri și ce? Poftim? Nu te aud, te rog, repetă. Te rog să repeți. Da. Măi, frate dragă, măi, am dat ordin să nu se tragă nici măcar foc de avertisment. Unitățile armate, trebuie vorbit cu cei de la armate. Toți sunt unitățile de securitate. Nu sunt unitățile de securitate. Nu trebuie să mergem la alt telefon. La garnizonul, la comandament, unde e cineva? La școala militară să dea. La școala militară, unde puteți? La Dragomir, la școală. Dragomir! Colonel Dragomir, dacă puteți să-l găsiți. Nu există să tragă școala, acolo nu e decât școală, domnule, nu se poate.
Dar unde-i? Alo! Așa! Alo! Luați legătură cu Sibiu și... Alo! Cine trage? Dragomir! Trupile se intre... Coronel, pe care aveți cum sunt! Pozițiile! Măi! Să trage acolo la Sibiu? Da! Vedeți cine... De unde a luat armamentul? Dragomir! Vezi că primești toate de la generalul Stănculescu? Nu se mai trage nimic! Să vină generalul meu. E un grup de civili care au pus... Auzi, băi, vezi că e un grup de civili... Care au luat armament. Care au luat armamentul și ei atrag pe acolo. Vedeți care e situația? Elevii din școala militară intră în școala militară și își văd de programul de învățământ. Măi, Dragomir, ai înțeles? Ai înțeles, da? Domn Dragomir, alo! Care? De la Procuratura Militară, dacă veți trage în oameni, veți fi condamnați penal. Ferească Sfântul. Să fie înțeles. N-aveți niciun drept să trageți în oameni nevinovați. Da, da. Doar și locotenent colonel Dragomir, ați primit un ordin să încetați focul. Aici, în București, se știe, se cunoaște că dumneavoastră trageți în oameni. Veți răfi puși. Răspunde, fă-te! Cum acuzare! Să mă rog până la Procuratura Militară! Intrați în cazarmă cu trupele, nu trageți în oamenii nevinovați! Vedem oameni! Oameni care au stat, a fost comitetul, până acum au zbierat unii la alții, în loc să facă acest haideți prim la masă, pas, la masă, care este de bun simț. Haideți la masă! Haideți la masă! Haideți la masă! Haideți la masă! Sunt tovarăși și juriști care au... care au și legea... Și în pași!
sfârșit demisionarea guvernului de acest an politic al românilor în fața întregii Europe. Este bine să reține acest moment, iar în momentul în care reprezentanții forțelor postului guvern vorbesc și proclamă demisia, este bine să ascultați, pentru ca noi mai târziu să putem apăra ceea ce am puterit azi aici. Cu cei aleși acolo să facă parte din acest comitet. Din acel moment este anunțat. Vom citi... Poți fi călcat în picioare de un criminal. De o familie care n-a înțeles sensul ceea ce înseamnă. Unde-i fata? Unde-i fata? Oameni care n-au unii cu poporul. Și voți fi eliberați. Nici cu partid. Eu sunt un depresionist. 35 de ani am înțeles. Știți? Eu încheltuiesc. Am intrat în mișcarea ziaristică în 1953. A fost ziaristic? Nu, acum, era socialist. Înainte luptă de clasă. În 1984 am fost dat afară pentru poziția mea, în sensul că n-am mai vrut să scriu ceea ce voia el, acest dictator, acest criminal, care cerea la fiecare articol oamenii respectivi, cea care îi dirigeau, cereau ca să aibă motou la fiecare articol Ceaușescu și cel puțin treceau trei citate în articol. Și am fost scos din redacție pentru că am refuzat. În 1984, 26 martie, 1984. Vă mulțumesc.
secretar la Galați și când am ascuns, uite tu așa Gesan, asta e altă discuție. Spuneam un articol despre dumneavoastră, m-am gândit? Da, bă, că e din Telexul de aici. Nu știu dacă era bună sau rea. Articolul a apărut când era socialistă. Ei, și da. Am pus o întrebare atunci când înainte de la semnat. Nu mă fotografez, nu am dat viața și nu, da, dar e, cred că a fost prins și arestat la Târgoviște. Mă nu știu, mare șapte. Cine se face răspunzător de ele? Criminalul care a fost. Cine spune? Criminalul care a fost intervenit. Adică Ceaușescu? A fost bine cine? Bine cine? Și atunci din potriva, am fost la Timișoara și le-am dat un la Timișoara și le-am dat un notițiune. A fost acolo. Ce măsură ați luat dumneavoastră împotriva acestui hotărâri? Ați avut o opinie? Am dus la Timișoara și le-am eliberat de situații. Nu, față de dânsul dacă ați avut o opinie. Este adevărat că la Timișoara spitalele. Am eliberat de situații și am vrut să mă disipui. Asta e opinia. Dar putea să aveți o opinie. Am vrut să fie... Am vrut să fie... Am vrut să fie... Am vrut să fie... La televizor se dau niște anunțe importante despre apă. Se anunță deci în toată țara. A fost degradat, ridicat și după aceea degradat.
are un suflet pentru popor, nu? Așa este, pentru asta am venit. Da, a venit, pentru asta am venit. Pentru asta am venit. Să-l ascultăm. Lăsați-l să vorbească. Avem nevoie de un creier. Nu mai vorbește nimeni. Să-l ascultăm pe Dan Petrescu. Am încercat și am depus toate eforturile pentru buna aprovizionare a populației la inundații după cutremur când dictatorul nostru a plecat în străinătate. Eu am făcut mobilizarea capitalei pentru buna aprovizionare. În continuare, n-au plăcut intervențiile mele în legătură cu adevărul și situația reală a aprovizionării. S-a mințit, s-a mințit. Am cerut chiar demisia lui Bobu când a început criza. Domnul Abagiu, ce am venit în prezent să sprijin aprovizionarea populației, care e problema cheie. În noaptea asta, mâine trebuie foarte bine organizat. Trebuie mobilizate toate întreprinderile comunicate, cu amănuntul, transportul, mașini de la armată, să acționăm, să avem o aprovizionare perfectă. Aveți posibilitate. Facem mobilizare și în capa nostru, în capa nostru. Da. Mobilizarea facem pe direcție. Putem și trebuie să mobilizăm câțiva la direcția comercială a capitalei, care cunosc adresele, telefoanele, să facem mobilizare și să le cerem să prezinte. Eu, aș avea posibilitatea, dacă sunt sprijinit, să mobilizez cadrele din comerț care răspunde în comerțul comunicat așa. Oamenii de încredere. Concret, ce aveți nevoie? Mobilizarea tuturor directorilor, aici la sediul Comitetului Central, director de la întreprindere cu ridicata din capitala, de la toate întreprinderile cu amănuntul, Transcomu, ITA. Spuneți-mi cum putem face. Nu, lasă că la urmă scrie din de tranzit. Să-i facem o echipă pe lângă dânsul, că nu poate singur. Până acum a fost concret, am vorbit concret. Vorbim aici, problema încheie. E problema încheie. Plus apă minerală, care trebuie, dacă avem de cazuri cu apa, trebuie adus apă minerală în genință. Nu e scrușei să vizionăm. Ai pe ce scrie? Nu știu dacă mai am hârtie, stai să văd. Eu am adus multe hârtie, dar... Uite, numai atâta hârtie mai am, să știi. De mașini mari, camioane, autotrene, au motorină suficient toate rezervoarele câmpine, lucrând acolo la aprovizionare. Facem apătos să dea mașinile acestea pentru aprovizionare. Transcom, ITA, care sunt specializate în totalitate și de ITPN. ITPN, uite bine, dar totul București. Nu tu, măi. Așa. Ascultăm pe el, după aia. Plan scris. Domnul Manzuru!
Dormiți frumos! Dăm lumea afară și să dăm numai cei de păduși pe care au să trebuie. Asta nu e. Ani. Da, s-a dus, gata. Dumnezeu v-a ajutat. Da, imediat. Vă scrieți? Da, da. Ziarul ați văzut? Ziar al Frontului Renașterii Naționale. A apărut ziarul Frontului Renașterii. Cine are apă? Trebuie un om care se cunoaște sub solul, au nevoie de la voi. Aveți o listă cu un comitet provizor. Luați-vă, vă rog, lista și nu intrați toți. Da, da, da. Mi-am dat seama. Doamna, am zis întâi. Sara plenarelor, restul nu intrați, că faceți într-adevăr prea morale, dar nu plecați acolo, că aveți, nu veți fi pe lista aceea. Vedeți că vom supune la vot pe cine sunteți de acord sau nu. Vă propun eu să propuneți și din cei din țară care sunt plecați. Gen, voi de acord. Gen alții de care își puneți vă apără interesul. Deja da. Avem plus, e Dumitru Masin, pentru care spun că la cetăți nu supuneți la vot, poate să-i fac pentru acelea. Vreți, nu vreți, Iescu trebuie să fie. Este unul care vine alături de tovarășul Gorbaciov. Și colegi cu tovarășul Gorbaciov. Este și mața mea din Ceaușescu, a fost parte din Timiș, a fost atunci și pe urmă. Nu este subiectul medicului Ministerului de Sănătate. Cine? Este și de două zile să vede cum vorbește. Și dacă e comuniști, ce contează? Și comuniștii sunt oameni. Facem guvernul de legitate națională. Ion Iliescu trebuie să fie. Luați-vă lista aceea și urmează care este de lista la plenare. Dacă ne răspundeți la toată. În scopul reinstaurării democrației, libertății și demnității poporului român. Prim. Și acum vă dau obiectivele. 1. Urmăriți-mă cu atenție. Am urmărit ce s-a întâmplat în toate țările. E o sinteză. Avem o experiență în față. Urmăriți-mă. Nu, fiți atenți. Ascultați-mă. 1. Abandonarea rolului conducător
al unui singur partid și statornicirea unui sistem democratic. Am înțeles, mai departe. 2. Organizarea de alegeri libere în cel mai scurt timp posibil, cel mult, cel târziu mai anul viitor. Martie este data tiranului, nu se poate. Nu avem nevoie de data tiranului. Aprilie e ziua de Paști. Nu, eu spun atunci, ca să nu supărăm pe nimeni, în cel mai scurt timp posibil. Februarie. E mai bine. Bun, mai departe. Trei. Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat. Ce a vrut Montesquieu și ce a vrut Cogălnicianu în țara asta. Armata și securitatea. Și alegerea tuturor liderilor, o clipă, tuturor liderilor politici pentru unul sau cel mult două mandate. Respectarea respectiv pentru 5 sau cel mult 10 ani. Nimeni nu poate pretinde puterea. 4 și 4. Deci să spunem cum vreți dumneavoastră. 4 și 4. Liderilor politici pentru o să vă ascultați. Eliminarea metodelor administrative birocratice de conducere economică centralizată și promovarea liberei inițiative și a competenței în toate sectoarele economiei. Da, am gândit. Am învățat de la toate și vă înțeleg. 5. Competențe. Competențe. Nu, ascultați-mă. Nu supărăm pe alții. 5. Restructurarea agriculturii prin trecerea pământului în mâinile celor ce-l muncesc, care sunt adevărați în săi stăpâni. Așa e, domnule. 6. Reorganizarea învățământului românesc potrivit cerințelor contemporane. Ascultați-mă! Reașezarea structurilor culturii românești pe baze democratice și umaniste, eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atâtea daune poporului român și promovarea adevăratelor valori ale umanității. Suspendarea cenzurii. Mai departe. Eliminarea minciunii și a imposturii și statuarea unor criterii de competență și justiție în toate domeniile de activitate. Mă scuzați că vorbesc așa, m-am văzut așa la pândură. Este foarte greu. Trecerea presei, radioului și televiziunii din mâinile unei familii despotice în mâinile poporului. Respectarea drepturilor și libertăților. Respectarea drepturilor și libertăților minorităților naționale care nu au fost respectate. Eu sunt român, dar trebuie să vorbim. Cinste pentru toți. Și asigurarea de plinei lor egalități în drepturi cu românii. Toți la acest pământ sunt egali. Sunt 10 puncte. Dragi colegi, 10. Pe cine? Nu l-au. 8. Reorientarea întregului comerț exterior al țării, pornind de la cerințele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populației României. Stați că urmează. Interzicerea transferului resurselor economiei naționale pentru obținerea de valută forte cu orice preț. Asta e spuse toate, oameni. Am toate țările, tot ce mai... Experiența asta a fost bună. Adoptarea măsurilor necesare pentru efectuarea unui comerț exterior cu respectarea integrală a cerințelor eficienței economice. 9. Întreaga politică externă a țării să servească promovării bunei vecinătăți, prieteniei și păcii în lume. 10. Prieteniei și păcii în lume. A fost. Să-l lăsăm drag. Nu știa nici vorba. Când am zis
Ascultați-mi, vă rog. Nu știu nici măcar să vorbească limba țării. 10. Ultimul punct. Promovarea unei politici interne și externe, aici fiți foarte atenți, subordonată integral nevoilor și intereselor dezvoltării ființei umane, respectului deplin al drepturilor și libertăților omului. Să refacem Constituția în spiritul acestor 10 puncte? Miliției și securității nu au dreptul să fie partid, facă vădă un partid politic. Armata este apolitică. Nu mai este niciun partid. Nu, dar aceste forțe de represiune nu mai vă puterea complată și politică. Domnule, vorbește unul! Vă rog, foarte important. E un punct important. După ce au făcut ceilalți, tragem și noi concluzia. Armata, staff, securitate. Eu sunt de părere ca securitatea să fie desființată. Să fie înlocuită cu comitet pe ce privești. Iar miliția să se ocupe. Miliția să se ocupe. De ce să ocupe poliția în toată lumea? Domnul Mărziu. Domnul Mărziu. Alcătuirea unei comisii din oamenii care suntem aici pentru verificarea de lapidărilor și jafurilor care a făcut vechea condiția. Asta este proclamația către soldat. Acum, urmează punctele concrete. Prima măsură, să se pună capăt tuturor construcțiilor faraonice ale Babilonul fost ospital. Acest palat imens care ne-a ucis pe toți și ne-a măcinat la ospital, știți, eu am aflat. 4.000 de oameni au murit acolo, nimeni nu știe. Iar cei care au mers să-i facă palatul la Cotroceni au fost împușcați după ce au făcut palatul. 30.000. De aceea eu propun o armată mai să facem o comisie, o comisie a forumului cetățenesc, care să ancheteze fără de legine săvârșite sub tiranie. Această comisie. Facem o listă. Nu, cu cei care sunt aici, ministrul. Eu îi știu aici câțiva, îi cunosc foarte bine, chiar personal, când m-au luat. Care? Tovarăși? Ei sunt tovarăși. S-a desfințat tovarăși. Noi, între noi vorbim cetățeni. Sunteți cetățenii României. Asta e formula. Sau domnilor. Nu-i niciun domnilor. Tovarăși să iasă. Tovarăși s-a terminat. Treceți asta acolo. Acum, eu vă propun. Titulatura de tovarăși s-a terminat. Să scoate mintea. Schimbată stema. Schimbată stema. Schimbată stema. Asta România, Republica Română. România. România, nu e foarte important un lucru. Să proclamăm încă din astă seară că țara se numește România. Nu Republica Socialistă. România. 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 Și schema schimbată. Iar să cerem fabricii de confecții să confecționeze în cel mult 5 zile noul steag al țării, care să aibă tricolorul românesc clasic, fără murdăria. Așa, la invers. Originalul e invers. Să fie așa cum era. E invers ăla, originalul. Așa. Acum, ce vă propun? Să includem pe lista aceasta oamenii de suferință. Eu îi dictez pe câțiva numai. Doina Cornea. Da. Mircea din Estrii. Ana Blandiana. Ok, bă, nu, așteptați, eu am urmărinea să spun aici. Deci, Doina Cornea, Mircea Dinescu, Laszlo Teocheș, da. Radu Filipescu, da. Nicolae Stăncescu, da. Nicu Stăncescu, Nicu Stăncescu, Dan Petrescu, Dan Petrescu. Și dintre ceilalți, dintre ceilalți care au luptat cu ei împreună, îi băgăm imediat în comisiile organizate și conduse.
Thank you.
Liber! Liber! Costă de oameni, toți școlarii cernați este aici. Ce trebuie dacă comandamentul e aici? Înțelegeți, nu trebuie să tragem mai urât. În pavilionul din față sunt civili. Da, sunt civili, nu trebuie să tragă. Muniție nu avem, nu ne alimentează nimeni cu muniție. Trebuie să fim atenți. Dați puțin să vă spun ceva. Legătura cu președintele Iliescu și cerem să dea dispoziție să vă aducă muniție. Domnule, luați muniție. Bine, muniție. Dar probabil general nu mai este aici. De la Olteniță, fraților, degeaba vine taburile, are 7.62 mitraliere și 14.5. Asta merge cu 7.62, scurt, nu-i bun! Sunt de-a dumneavoastră, e un tab în spatele palatului, care nu mai are muniție, mă ascultați puțin. Am dat telefon, locotenentul care pe tab a dat telefon la unitatea de SSB Olteniței și a zis comandantul că trimite... Foarte bine! Așa. Da, domnule, dar de ce stau oameni la ferestre? De ce stau? Poștenii unde sunt pe care? Colegii mei sunt unitatea la tonel. De ce nu au venit și ei? De ce nu au venit și ei? La. Nu așa, nu te faci așa! Thank you.
crezi tu să nu ai? E libertatea să duci de greu. Când avem de-a face cu astfel de oameni. Totuși sunt bucuros că am prins și eu. E bine. E bine. După al doilea am fugit, nu știu. Da, mai bine. Deci tu ești din Timișoara? Nu sunt din Timișoara, sunt din București, dar din opinion. Adică am fost chemat la Timișoara. Am fost chemat de o problemă. Toată problemă. Dar nu m-am așteptat să fie chiar așa. Nu m-am pus și zic că nu m-am așteptat. Daților, eu am spus de atunci cum de jos? 12 ani. Trebuia să intru în batalionul lui disciplinar. Am ascultat Europa Liberă. Mi-a confiscat aparatul. Am venit cu un escavator de la Băștinar până la București, cu un escavator. Și acolo ce armă? Acolo e munte, pe canal. Ce? E pe canal, muntul la canal. Da. 16? 16-49. Thank you.
jos, să se fuiește palatul. Să se fuiește palatul de tot astea de Yeah.
Cordoban. 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 Deci ăsta îl cheamă Mureșan și Mureșan. De ce Mureșan? Puteți interveni în Roma? Sunt de Roma ca Roma, domne. De cost și vină omul cu aceea și mergem. Acum, eu mă aduce tovarășul. Domnul Caramitru. Eu mă aduce la televiziune cu asta. Dar, se intre foarte greu. Mergeți cu mine. Mergeți cu mine la prietenie. Nu s-a anunțat asta încă, nu? Dar e bine să anunțați treaba cu clorul ca să apeși de clorul. Treaba cu depozitul de clor, domnule. Așa. Să nu se distrugă depozitul. Este deosebit de important. Știu, ăla este... Așa de ăștia, l-a spus eu. Nu, nu. Sunt achive deosebit de importante. Bun. Și este păcat ca contraspionajul să o ia de la zero. Să distrugă tot ce au și lua de la zero. E foarte important. Nu avem încredere în faza de acolo? Și general doar a fost nu mă așteptăm în urmă. Da, poate să... Am fost trimiși acasă, unii au rămas și am fost trimiși înapoi. Eu am trecut să mă urmă. Și am venit aici. Atunci, facem următorul lucru. Mergem la minister. Sunt puțin, mulți nu sunt. Mergem la minister, să vă dau o subunitate și vă duceți acolo și să instalați pasul. În regulă. Și mergem și noi. Mergeți cu mine. Am înțeles. Mergeți. Nu mai plăi. Mergem la... Mergi cu mine, unde am eu comandamentul. Vă dau o mașină cu militari și vă duceți acolo și instalați. Dar răspundeți dumneavoastră de toate problemele. Am înțeles. Nu? Am înțeles. Asta. Aflat la cum te cheamă? Sunt doctorul Huțăr. Doctorul Huțăr, preia comanda aici în această încăpere, tot ce vine aici se recomandă și se spune la el. Telefon. Stai că n-am venit să ne cerem. Domnule, nu mai țipa asta. Da, domnule, ceva trebuie să mori. Domnule, n-am venit să ne cerem. Păi, doamne, ce mă, că e împușcă pe înțeasă, nu mai merge niciodată. Nu am verificat facă pe șapte. Domnule, băieții, e pericula tot. Domnule, 220. Vă rog, dacă nu trebuie scoară, trei băieții trebuie scoară. Domnule, unul sunt eu, vă las de și dumneavoastră. Vă rugăm
Să iasă din prima de aici. Ghițac să-mi pregătească gaze lacrimogene și gisturi. De la lifturile, nu merg lifturile. Nu merg? Nu. Atunci e bine, blocați lifturile. Lifturile nu merg. Nu, că trebuie să iasă pe undeva. La fiecare ajustaș. Nu mai mult s-a apărat, cum a apărut unul. Poate să aibă și nu a apărut. Pentru că l-aveți spre. Păi, nu te-a luat după orice. Nu, dar vine eu de acolo. Auzi ce e de acolo. Și am luat până acum. Și Nu uite doar șublată în gămină, da. Vezi că te trage în cerul că dacă iar nu ne înțelegem, iarăși o plec. Liniște, ieșiți afară, domne, că nu pot lucra oamenii ăștia, domne. Vă rugăm frumos. Vă rugăm. Vă rugăm, ieșiți afară. Niciun fel de atențiune. Oamenii ăștia, pe tovarăși. Mai dea numele. Vă rugăm. Asta o rezolvăm. Dar te rog, ia-ți și control, verifică la toate unitățile. Dacă își au efectivele acolo și dacă comandanții răspund de comportare efectivă lor. Să înțeleagă toată lumea că trebuie să se pună în slujba poporului, în slujba țării. Și de votament de prim. Acesta este ordinul. Te rog să execuți. Mai înțeles ce spun? Te rog să treci de îndată la execuție. Peste tot. Și în teritoriu, și în capitală, peste tot. Vă rugăm să faceți mare liniște. Urmează un moment foarte important. Să fiți foarte atenți și să discutăm acum. Vom să pune la vot. Vă rugăm să fiți foarte atenți. Am înțeles. Care trebuie să o apărăm. Dar până nu i-a venit. Sunt interese ale statului care trebuie să le reprezinte. Statul are nevoie și acum și în cestul lângă Biserica Petrescu, adică în clădirea în care este și librăria. În clădirea în care exact. Și trebuie să nu să producă nimic. Se pare că se fac niște presiuni și este greu. Greșit dacă este un dispozitiv pentru apărare națională. Adică se vește în țări. Transmite. Alo? Ai auzit ce s-a discutat? Trebuie neapărat să dăm ceva la armată acolo să posteze și să-i spune că acolo nu trebuie să fie Gheorghe, măi, pe cine ai mai aproape lângă tine? Costin Udo, jos, să am indiferent umplutor de oficier, de ai tăi, din secție, din orice, cu armament. Acum îi pui în prima mașină și mi-i trimiți la Crețulescu, porți cu Galas. Nu, Crețulescu, deasupra librăriei.
acolo în lângă biserică. Cea mai mare urgență. N-am înțeles. Da, dragă, ați comunicat că... Ce s-a dovedit? Așa, foarte... Foarte bine. Poate să vă, poate să vă confirm doar. Este adevărat că s-a tras în noi și am fost și s-a tras, în noi în camion, când coboram din camion de trăgea tare. Aici din spate, deci când coborăm scările, a dreapta de unde a venit, unde a venit imediat mașina pe mine. Nu se știe, în fața mașinii s-a tras, în fața alta s-a tras. Suspicioși, această suspiciune nu poate fi rezolvată decât dacă televiziunea aduce aici două care de reportaj și în transmisie directă purtați în continuare toate tratativele. Nu suntem de acord ca armata să se închidă într-un birou și noi fără arme să vină prietenii de-ai noștri pe care au pușcat în camion. Să vină televiziunea aici, toate lucrările să fie televizate în toată țara. În direct. Toată lumea se vadă ce se întâmplă. Cum să vină oamenii să le spună că i-au împușcat în camion militarii? Nu și tag gros de armate, de uniforme militare. Grupe de securitate și-au făcut rost de uniforme militare. Vor să vă sun aici. Înainte armate. Înainte armate. Au interceptat convocările telefonice. Nu ne jucăm. Cu atenție lucrurile. Nu ne jucăm, vă rugăm să verificați. Și ce uniformă să ia? Au ei uniformă. Ce schimbă uniforma lui? Doamne, cine e de vină că nimeni nu s-a gândit la treburile astea? Păi am început primul lucru. Da, domnule, dar moarte e pe noi. Dacă nu se gândește cineva acum. Dumneavoastră îi cunoșteați. Dumneavoastră trebuia să vă gândiți înainte că sunteți de meserie. Eu n-am fost aici ce s-a întâmplat. Nu facem acum. Știți unde am fost. Îndreptăm situația, eu mai aduc ceva să vă dați. Lumea voi bine, a început să tragă. Doamne, treceți normal la toate activitățile pașnice, așa cum s-a arătat la televizor. La revedere! Mai, terminați cu zvonurile, că nebunim lumea aici, domnule, și nu mai putem conduce. Înseamnă că sunt oameni care... Fie comandant acolo care a primit ordine să-și apere obiectivul. Terminați cu chestia. Nu mai dați stația așa. Uite, pune mâna și vorbește cu asta, să-și apere obiectivul. Aduceți-l aici. În spatele lui oameni noștri să trase nimic. Faceți-vă putul, faceți-vă. Să trase mai nimic. Nu mai contează. Nu mai contează. Ce faci? Nu mai contează. Lăsați-vă să vorbim de lucru. Unde-i comandorul de spitale? Unde-i comandorul de spitale? Comandorul de spitale care a fost sus, unde-i? N-a fost niciun colonel de securitate acolo. Nu vedem cine, dar nu pot mă bine. Nu fost mă gust de... Mă nu înțelege de toate treburile că... Nu se poate, sunt alte treburi mai mari. Nu se poate, pierdem timp. Trebuie să le cerem să avem feriri. Sunt doar 300 de soldați în cărătirea. Nu înțelegeți lucrul ăsta. Nu înțelege să cheme aici, domnule. Să cheme în feriri. Nu cu activități pașnice. Vorbitura cu ea, să împingă și voi acolo. Uite, ca să încheiem o dată toată treaba. Să aducem niște răspuns. Fiecare soldat care pleacă de acolo, din această cazarmă, răspuns dumneavoastră la această ghiță. Ca să se știe de către toată lumea. Bun. Cei 500 de militari care i-ai predat fără arme. Stați așa. Tovarășului diaconul, Mircea Diaconu, așa s-au întors înapoi la unitățile lor. Atât s-au luat de acolo, ca să știți. Fără arme de foc, fără arme albe și au îndeplinit misiunea care au avut-o și au fost trimise la unitățile lor. Bine, am de vină.
Bun, asta este altă persoană. Deci ce am o la băi la urmă? Care să răspunde dumneavoastră sau să răspund eu și să apere această clădire, interiorul ei. Pentru că efectiv suntem cu toți expuși. Este suficient și terorism să fie. 50 de ofițeri de la Academie înarmați și vin să păzească sediul. Nu 50, 100, băi. Da, foarte bine. Eu dau ordine. Dar ce acum te întreb ceva? Da. Eu te întreb ceva, stai jos și stai jos de la general. Ai idee despre elicoptere care sunt care au s-au ridicat și care nu am nicio idee. Atenție! Nimeni nu discută cu acești inculpați. Domnule, vă lăsați pe ordine aici? Da. Armata. Stați. Hai, stați la o parte, Stefiro. Armata. Stați la o parte. Domn colonel. Eu nu am armata. Nu trebuie să mă depărtesc. Hai, ziceți. Da. Doi militari. Da. Am un copil. Ai un copil și ai trei bine ca boierul, mă, păstinarea. Ai copil? Cu privire la trupele de sat, ce cunoașteți acum? Eu nu cunosc și eu am. Vreau să cunoașteți ceva despre trupele de sat? Ia, vă rog frumos. Ia, faceți loc, faceți loc. Cum îi băgați acolo? Păi așa am zis și eu. Pe unde e cheia? Aici e cheia. Un domn cu geanta pe care o poartă în față. Ați avut legătură de repoziție? Să nu se tragă. Nu avem cheia, la cine e cheia de aici? Nu se sparge tot așa. Păi de ce? Aia mea, bandita. Lasă-mă! Mai puțin să-l dezbrăcăm, luăm pielea după el. Inginerul Sus!
ăla ca să n-am venit în pensiu. Nu. Dați afară, să tragem un cadru și am ieșit. Gata, trageți un cadru. Asta facem. Trageți un cadru. Bă, rău, dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Lasă-l mai apart. Liniște. Eu am fost după. Da, trageți un cadru. Liniște. Să nu batem un afară. Toată lumea afară a ordonat o școală. Stai-mă din gură, băi, stai din gură. Liniște. Stai din gură. Luați un cadru și vom să înțeleg să facem una afară. Da. Nu rămân decât militare aici. Da, da. Domnule, eu știu când e gata pentru că... Da, el ne-a dat. Unde e Lăchescu? Unde a rămas? Da, mă zic. Domnul colonel. Rămân o stai și atât. Nu stai aici. Gata. Da și eu, procurat. Gata. Aveți puterile de bine. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Gata. Eu am venit cu Doru și Udincă și pe... Acum vorbim de ce-i făcut personal. Deci, ai sosit? Când au venit toți membrii Comitetului Politic, cu liftul de la etajul 1, scara stângă. La ce oră ați făcut ședința? Păi nu era ședință, așteptam toți pe sala acolo, domnule. Ce așteptați? Așteptam să ni se spună unde mergem. Unde fugiți? Unde se duce până am fost în și s-a spus la etajul 5 sau la etajul 6. Sosit la etajul 5? Nu, la etajul 6. La 6? Da, direct la 6, pentru că la 6 e și secția cu care lucrez. Așa, da. Militar. No. Vedeți să vă rețetă. Deci la etajul 6, în jur de orele, nu mă consultați. Nu, tașul, eu vă dau un singur... Da. Când au venit toți membrii Comitetului Politic. Noi nu știm că... Deci în jur de 12. Eu cred că era 12. Acolo să zic. Aici, puneți-l aici. Când au venit toți membrii Comitetului Politic. Da. Deci, la circa... 12, da? Nu zic la 12. Bun. Unde v-ați stabilit? În birou, în tovarășul Bob. Unde-i Bob? Poftiți? Bob unde? Păi da, eu cred că a venit și el tot sus aici, că eu nu l-am văzut. Și aici? Păi, eu cred că tot aici a venit. Domnule, la amândoi vă trag atenția. Da, nu, eu vă spun. Ați fost ce ați fost, acum nu ai sens. Acum trebuie să dați poporului Sopățeanu. Nu se știe exact ce se întâmplă. Dar a spus că a venit cu mașina cu 100 de kilometri pe stradă. Duceți-l de aici. Duceți-l de aici, dincolo. Nu aici. Nu mai nimeni aici. Aici nu mai intră. Da, duceți-l la comandament. La dispoziție de Dan Ceaușescu ca toți membrii Comitetului Politic să meargă la etajele 5-6. Ce părere ai de comandantul militar Ceaușescu? Eu personal am ordonat și vă arăt și scris, să se ceară scris, da? În primul rând. Verificăm. Da, da. În primul rând, cu o săptămână în urmă, am fost pus în discuția Comitetului Politic Executiv. Tatați. Am fost pus în discuție eu și Ministrul Apărării Naționale, care, după cum cunoaștem, s-a sucis astăzi. Nu, el s-a împușcat. Sigur? Da, Jo, așa am auzit și eu, Ați crezut balivernele? Păi, eu sunt cel local armat.
care lumea la hârță, prea înalt birou, cei care erau de la armată. Deci cu o săptămână în urmă, ca să... Sigur că săptămâna în urmă... A fost pus în discuție? Am fost pus în discuție eu și generalul Milea. În discuția cui? În discuția Comitetului Politic, la indicația doamnă Ceaușescu. A lui sau a ei? A tovarășului. Pentru ce? Pentru că n-am ordonat să se tragă la Timișoara. Și am spus că, în conformitate cu prevederile legii, nu se trage, ci se face numai foc de avertisment. Bine, și totuși s-a tras. Cine a dat ordine? Nu a dat nimeni ordin. S-a tras? Trupele de securitate n-au tras. Dar atunci cine a tras? Păi eu am stat acolo, eu n-am fost acolo, domnule procuror. Eu vă spun ce am ordonat acolo, a fost domnul Coman, secretarul cu probleme speciale și doar și Nuță, șeful IGM-ul. Nu ți-a dat ordin? Eu n-am spus că el, eu am spus că eu am... Coman a dat ordin? Eu nu am fost lângă ei. Eu am dat următorul ordin. Nu se trage, că așa a fost... Ne plimbă. Nu se trage, nu se trage, că așa e ordinul scris, toți. Decât foc de avertizare. Este ordin scris acolo? E ordin scris. Ordin scris la minister. Foc de avertizment. Cine l-a semnat? Cine l-a semnat? Eu l-am semnat. În cazul în care este atacat, se deschide foc fără să omoare pe cineva sau pe împrejurim. La universitate, așa... la Bostan Federa, abia aia am văzut. Mai. Lasă-mă. Lăsați-mă să-mi fac meserie. Am ceva foarte urgent de rezolvat. Poporul să stea. Nu, că dacă stai aici, nimeni nu știu. Bun. Tot dumneavoastră judecător. De când sunteți aici? De când au venit membrii Comitetului deci, Politic, de la 12. Și unde? Eu m-am predat, păi m-am dus la etajul 6. Da? La etajul 6. Am deschis o ușă, vedeți? Am deschis o ușă în stânga, una în dreapta, erau toate cu ea. Da? Și am găsit în față cum să merge așa, da? O cameră, era una în față și una la stânga. Am două deschise, la gospodărie de partid, nu știu că am fost eu. La etajul 6, direct în față. Da. Toate ușile erau încuiate, numai aceea era descuiate. Direct în față, da? Nu, stați să vă spun. Etajul 7. E ori la 6, ori la 7. Nu, la 7 e etajul. La 7. Da, în orice caz, bun. Camera deci, care e cu mobilier. Bun, o găsim. Și stânga și dreapta. Domnule Postelnic. Domnule Postelnic. De ce nu v-ați predat? Când s-a făcut apel la televiziune să vă predați? Când ați văzut? Domnule procuror, nu am ascultat decât în seara asta când a dat cineva mai tare de la tovarășii care am auzit și noi comunicatul. Da. Adică mai concret când a vorbit Ioan Iliescu. Da. Atunci am ascultat. În rest n-am auzit că n-am avut de unde. Ce l-ai fi aristat pe Ioan Iliescu? Eu? Da. Nu, eu am... Dar cine a făcut ancheta? Poftiți? Cine a făcut ancheta? Cu ce? Și percheziția acasă. Păi întrebați-l pe doar și Iliescu. Dacă eu nu cunosc, dacă... cabar nu am. N-ai? Nu, vă rog să notați. Vă rog să notați și să mai notați și următor lucru. Asta nu o rezolvăm acum. Dar și dă procurat. În primul rând, eu, ministrul de interne, nu mă ocup de securitate. Dar înainte ai fost șeful securității. Și eu cu Toașu Iliescu am lucrat, da. Mi-a fost șef. De-aia l-ai lucrat. Eu știu, păi de ce? Ai lucrat cu el și l-ai lucrat. Păi, dar nu am lucrat, că dânsul era președintele studenților și eu eram un amăr de instructor. Da, și pe urmă, dacă eu vă cunosc de când erați secretar 2 la Buzău, cu Potop. Nu? Eu am fost prim secretar, eu am dat... Așa, nu, când ați venit prim secretar. Nu, eu nu i-am luat locul cu Potop. Nu i-ați luat locul, că el s-ara cu... Nu, și Potop a luat de la mine, de-un prim secretar. Eu n-am lucrat cu Potop în viața mea o zi. Deci, rețin
că nu v-ați predat pentru că n-ați știut care este... Nu, când am vă repet... Dacă n-ați văzut că seriul ăsta este gol, 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 tot activul a plecat, nu v-ați gândit că totuși trebuie să vă predați? Tovarășul, dar eu n-am ieșit, domnule procuror, da, scuzați-vă acum, luați-mi acum vreți, că în fond eu am venit, am zis să vin în întâmpinare, am zis să ajut, da. Am zis dacă pot să fac colaborare nu cu ceva bine, dacă nu, nu, nu ne mai poți ajuta. Uite, oamenii dumneavoastră, uite, tragă noi și ne împușcă. Domnule procuror, da. Eu de nu... ce ai băgat oamenii acolo să tragă? Nu, eu nu mi-aparțin mie trupele de securitate. Dar cui? Generalului Vlad. Dar Vlad a dat dispoziții să înceteze, de ce nu încetează? Păi da, l-am văzut că s-a agitat acolo și tot dădea mereu, eu nu știu de ce a dat, că ordin n-a fost să se tragă. Da, și Vlad a dat ordin să înceteze. Păi da, eu nu știu ce a făcut Vlad, ce n-a încetat, dar eu vreau să vă spun că trupele nu îmi aparțin mie. Bun. Eu mie mi-aparțin trupele de grăniceri. Auzi, domnule procuror, cu securitatea dumneavoastră știți cum se lucrează. Eu știu cum se lucrează, dar ca ministru... Nu am atribuțiune. Dar ați fost... Nu am atribuțiune. Ați fost șef al departamentului de securitate, da, și internă și externă. Nu, pe vremea aceea nu eu mă coordonam ministru direct. Eu eram colaboratorul ministru. Da. Luați-l, întrebați-l, da. Așa era un regulament. Dar e decret, da. Eu cunosc organizat. De ce n-a vrut să... E organizat. Până capăt masacrului. Unde? Stat... Când ați văzut că se trage, de ce n-ați dat ordin totuși? Ca ministru. Băi băieți, încetați lupta. Poporul a câștigat. Domnule procuror, da. Am dat ordin să nu se tragă în... Pentru că noi n-am avut, adică eu n-am avut trupe. Cei de la miliție, ei nu trag, ei sunt cei de stradă. Ei sunt cu circulația, cu circulația, ordinea, cu ordinea, cu așa. Și ăstora, care ăștia s-o ocupă, de ăștia mă ocup eu, da. Cu toate că nu ți-ai ajunt, dar eu coordonez. Da. Eu i-am spus, cum trag. Nu se trage. Ei ascultă, da, dar nu miliția trage acolo. Nu, păi ascultă, trupele nu mi-aparțin mie. Aduceți-l pe Vlad aici și dacă... Usla cu este? Tot a securității. Aia cu scutei. Da, păi aia. Domnule procuror, Usla și trupele de securitate, la mine au trecut de 3 săptămâni, de 2 săptămâni de liceu. Domnule postelnicu, știai că tovarășul dumitale cu tovarășa? Nu. Pe viața mea, dacă eu am știut, decât numai am aflat când veneam în lift. Da. Un așa, șo. Pe ce? Că fum. Tovarășul zice, probabil zice, o să plece. Discutați așa între dumneavoastră. Toșu, era pe liftul plin, mergeau toți membrii comitetului. Da. Și zic, de unde să plec? Eu... Cine? Barbu Petrescu. Așa, Barbu Petrescu, primul ministru. Eu am cunoscut și să știți că eu de când nu mai mă ocup de securitate, nu spune. În primul rând, eu nu sunt general, eu nu sunt oficial. Știu, ești civil. Eu sunt activist. Repet, trupele, dacă mi-aparțin mie, trageți așa cum stau în poziția asta în mine. Dacă Usla mi-aparține mie, trageți în mine. Dacă miliția a primit ordin să tragă, atunci eu suport orice sancțiune, dar miliția știți că ei sunt pentru ordine. Da. Eu am grănicerii de când au trecut. Grănicerii. De o săptămână. De o săptămână, știți de când au trecut. Da. A apărut decretul la 20 de. Da. Se scrie clar în decret, ați văzut, e un articol acolo când folosește foc. Da. Eu, repet, nu am Usla, nu am trupele de securitate. Notați și dacă am, atunci să fiu pus... Mă surprinde că n-a rămas și domnul colonel Pavelescu, care de curând... Dar de unde s-a organizat totuși rezistența asta? Planetă. Ne omoară aici. Omoară populația aici, în stradă.
Nu v-ați uitat să vedeți cum este populația ascunsă la Tovarășul, domnul. Vreau să vă spun că la ora 12, când a spus să plecați sus, intrau oameni în piață. Și am ascultat și noi, cum s-ar spune, ce se, adică am ascultat. Auzeam la aparatul tovarășului de la... Puteți să ne răspundeți scurt, să nu ne plimbați? Nu, tovarășe dragă, eu nu umblu cu aparat, eu sunt... Nu suntem nici tovarăși, scurt. Nu, scurt am, dar mulțimea n-are scurt. Eu am ascultat azi la 12 sau la cât am început să se vorbească acolo și acolo am ascultat și eu, dar n-am înțeles cine era cel care susținea moțiunea decât numai când a vorbit singur la orele de 19-20, nu știu, acest. Până seara... Păi, dar până... Nu, eu n-am știut. Păi, tăușul, eu m-am dus în camera aia. V-am bun, și ce ați făcut în camera aia? Am stat acolo să... Păi, de ce ați stat acolo? Cum de ce am stat acolo? Să intru și eu... Unde să intrați? În rezistență? În rezistență? Păi, de ce n-ați coborât aici? Să intru în dialog și eu cu cineva. Cu scaunele. Când am auzit că... Tovarășul Iliescu este cu organizarea aceasta, era o voce a unui tovarăș care, mă rog, am înțeles că era, mă ținea de dreapta când am coborât, parcă acela scria, vorbea la telefon, acela era? Cine organizează rezistența asta? Cine e șeful rezistenței aici? Unde? La palat. Nu cunosc, dar cred că trebuie să fie colonelul Ardeleanu, șefului USLA, luându-l după funcții, care se ocupă de SS-ul, departamentul. Care l-a arestat pe Valentin. Și a fost în palat mai devreme. Și de ce discutați lucruri care nu trebuie discutate? Vedeți? Vedeți, de-aia nu-i bine să participați. Nu, dacă e, dar eu n-am de ce să ascult băiatul, n-am de ce să... Oricum, mai dezlegați-o să mai fii mai lejer. Vă mulțumesc, bădurile. Domnule procuror, vreau să vă spun că al de comandamentul a coordonat generalul Ghiță. Nu, repet, l-am văzut pe la Vlad, pe șeful statului major, îl cheamă colonelul Pavelescu. Repet, colonelul Pavelescu. Nu fac nimic, asta spuneți-i. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Șeful de stat major. Da, șeful de stat major. La USLA. Nu, la trupe. A, la trupe. Iar la USLA am spus colonelul Ardeleanu. Ardeleanu, da. O gură de apă, că și eu n-am. Dați-le-o. Repet, dacă nu găsiți dispoziție și ordin scris când să se tragă și unde să se tragă și să se dea numai foc de avertisment. Ce părere aveți, domnule Postelnicu, de măcelul ăsta care este în București? Este o ordinărie din partea celor care a dat, și eu sunt muncitor, și eu am vorba aceea. V-ați ajuns. Da, mai muncesc de mult. Și tatăl meu a fost muncitor. Frații mei, să știți că frații mei sunt muncitori. Vă cunosc, frații, foarte bine. Sunt muncitori. Vă cunosc familia foarte bine. Foarte bine. Sunt niște amărâți de muncitori. Așa este. Așa este. Și probabil că i-ați și uitat că ei sunt amărâți. Da, oară, și eu. Ce pot da, eu? Mă rog, nu-i treaba mea. Nu, ce pot, îi mai ajut și eu. Să știți că ce pot, îi mai ajut și eu, da? Ce să pot să... Unde este Ardeleanu acum? Nu, eu nu cunosc, pentru că nu țin legătura cu el. Dacă mă întrebați unde este Dănescu, vă spun moțitorul cu care lucrez eu, se ocupă de pompieri. Vă pot spune că el este lăsat la permanență. Pompierii sunt la locul lor. Nu, dar vă spun de ce se ocupă. Ăștia la USLA au dat foc la palat sau unii pompieri și-au stins. Tovarăși, domnule procuror, v-am repetat și cercetați. Și suport orice sancțiune. Eu nu mă ocup de CTS-ul, de comandamentul trupelor și nici de USLA. Eu mă ocup de pașapoarte. Am dat drumul și pot să dau vorba aceea. Am ajuns anul acesta
pentru dumneavoastră să ridică la așa mare. Știu, 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 cunosc problema. Și este într-o evoluție... Cunosc problema. Ne ajunge. Cunosc. Eu nu am, vă repet, eu nu am stație... Vă rog, gata, vă rog. Domnule Dincă, da. Ce căutați în serie? Dați voi să vă spun câteva date, da? Da. Să știți că de depozițiile care le faci acum, o să vă să faci și înscris. Tovarășu, domnule procuror, eu răspund cu capul. Eu sunt născut în 3 noiembrie 1928. Știu. La 12 ani am intrat în fabrică. Fără istorie, fără istorie. Ați da, lucrat și la Găiești, la gară, nu? Și strungare în fier. Așa, și la gară ați lucrat, da? Da. Așa. Arsenalul armat. Știu, știu, știu. Vă cunosc și, da. Și combinațiile amoroase la gare când lucrați. Ca ospătar ați lucrat, din se pare, nu? Nu, la arsenalul armat. Așa, la arsenalul. Și aveam 12 ani. Nu, 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 știu, 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 domnul Dinu. În 1948 am plecat la școala de ofițeri. Nu, lăsați că asta nu acum o rezolvăm. Eu am nevoie de altceva acum. Ce căutați? Nu, eu nu fumez, să nu fie aprins să se iau. Am venit în sediu la ora 8 și 20 de minute de la Ministerul Energiei Electrice. Pentru că în cadrul guvernului mă ocup și de Ministerul Energiei, adică mă ocup de Ministerul Energiei Electrice, de mine, de pe... Nu ne-ați băgat la poșterie mulți. Când... Nu am băgat. Nu? Nu asta știți foarte da, bine. Da, foarte bine. Ar fi o problemă da. Mai de fond. Și când erați la Pitești, prim secretar, mergeați cu mașină la fel ca și tovarășul dumneavoastră, cu 7 mașini în față și să vă deschide domnul. Trăiesc că și procurorii și judecătorii și știe dacă cineva am condamnat, eu sunt inițiativa mea. Nu, eu nu mă fără treaba asta. Am venit în deci, sediu, la ore 8:20, 8:25, nu n-aș putea să vă spun. 8:20, 5 minute n-are importanță. M-am ocupat în continuare atunci de... Și acum ați fost găsit la etajul casei. Da, ce căutați acolo? Că nu e seriul dumneavoastră acolo. Nu. Eu păi toți am plecat. Am lucrat în birou da. Până la orele 12 fără vreo 20. Da. Am discutat cu centrale și cu combinatul bon. Minier de Varajiului. Și de ce v-ați urcat sus acolo? Acolo ni s-a spus 5 sau 6. Da. Bun. Imediat vă spun. Și eu cunoșteam de la Toașul, știam de Toașul Coma, că mergeam mai des la el. Când a intrat populația în piață, agitația am auzit până atunci, nu eram cu nimic implicat între noi, eram implicat în următoare lucruri. Mi s-a atras atenția să meargă bine energia, gazele, petrolul, geologia, adică să meargă bine întreprinderea. Și căldura. Și căldura. Și căldura. Și căldura. Așa, așa. Și... Că aici în serie aveați o căldură, mamă, și lumea. Domnule procuror, nu e timp de istorie. Nu, lăsați că asta o rezolvăm noi, nu acum. Dar o să vă spun ce s-a întâmplat. Vă zic așa, numai... Și răspunde ea de 2 ani, nu răspunde mulți da. Ani de zile de probleme. Păi e suficient, că 2 ani, de 2 ani de zile stăm în frică. Și... Atunci când s-a fost... Cine e grapă de ea să începe, că... Când a intrat populația în piață, a venit atunci secretara la mine și ea mi-a spus că... Ați aflat că s-a împușcat generalul Mirea. Da. Eu până atunci n-am știut despre această problemă. Întoarșul Ceaușescu a adus la cunoștință da. În ședință. Da. Și în curță. Da. În ședință. În ședință. Și ne-am dus, ședință, da. Și ne-am dus la urmă la o ședință jos în care s-a adus la cunoștință. Jos sau la etajul 6? Nu, la săliță. La săliță. Aia mică, lângă aia mică, că asta a fost pe la 10 și da, ceva. A, deci a avut pe la 10 și ceva, s-a avut ședință. Atunci a adus la cunoștință dânsul. Numai pentru treaba asta, atât. Numai pentru asta? Nu a fost absolut ca... nimic. Și a mai fost un lucru, s-a stabilit că ia comanda respectiv trupelor. A comandant suprem. Cine? Ceaușescu. El a da, a întrebat Curticeanu. Nu, dați-mi voie să precizez. Curticeanu, care îl cunoașteți, a zis în conjunctura aceasta, ca să puteți verifica, în conjunctura cine conduce. Și a spus, eu sunt comandantul suprem și eu conduc. Eu n-am trupe care să aparțină. Și când a intrat populația în piață, oamenii muncii când au intrat în piață, eu am plecat jos la... E la ceva neregul la mine? Nu, nu. Nu știu ce face pădereasă. Mulțumesc. Am intrat în cabinet, am vrut să intru în cabinet la el, însă nu s-a mai intrat în cabinet, în holul premergător cabinetului, dacă îl știți acum. Da. La el, respectiv.
acum, vis-a-vis de sala de ședință Consiliului Politic, era aia, nu? Agitație neo... Nu, sus la, e holul de intrare în birou la el. Da, Comitetul Politic este jos. Jos, da. O agitație mai neobișnuită, respectiv, și-am întrebat atunci ce se întâmplă. Și am... Și-a venit colonelul ca să... Vă spun, nu vă pot spune acum ce persoană mi-a colonel spus. Colonel sau general, nu știu ce persoană, era. Dar am vrut ca să reflect, îmi aduc aminte, în care a spus că a venit un elicopter sus și probabil Ceaușescu va pleca. Atâta știu despre problemă. După ședință. După ședință. Nu, până să se înceapă ședința, o paranteză. Mă interesează dacă... Da. Eu nu știu, adică... A fost chemat generalul Consiliului Politic la dânsul. Asta nu știu. Asta vă spun eu. Frate. Frate. Generalul secretarul Consiliului Politic. Frate. Deci înainte de ședință. Păi avuse caz, avuse, se aflase de treaba asta și nu știu ce a spus. L-a chemat pe el și pe Stănculescu. Pui a dat să conducă, n-am fost înăuntru, da. Nu știu cine, Ilie sau Stănculescu. Pui a dat, dar în orice caz știu că a venit și frate-so, l-a chemat. Nu.